veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Israel din veșnicie în veșnicie. Lăudați pe Domnul! Pentru astăzi, lecția 8-a din tematica Principii Sfinte, intitulată, potrivit expresiei spusă de Domnul Iisus Hristos, cine citește să înțeleagă. Iată contextul în care Mântuitorul a spus-o, Matei 24, aici el de la versetul 1, provocat de ucenici, a vorbit despre distrugerea Ierusalimului și venirea Fiului Omului. Iar una dintre expresiile cheie codificate este cea din versetul 15, urăciunea pustiirii, despre care Domnul a spus. De aceea când veți vedea urăciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Și el a continuat, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți și așa mai departe. Eu cred că pentru evrei expresia aceasta însemna mai mult decât pentru toți creștinii care poate nu cunosc în mod suficient aspectele profetice. Dar putem să generalizăm expresia de față, pentru că întotdeauna cuvintele scrise sau vorbite constituie cartea tehnică de descriere a oricărui lucru. Lucrurile în sine, ele nu pot fi într-o stare de autoprezentare. Ele trebuiesc prezentate. De exemplu, Scriptura zice că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. El este prezentat prin anumite cuvinte, care îl descriu, prin care ne-l imaginăm și în urmă noi ne facem o imagine a lui Dumnezeu, care poate să fie mai reală, mai adâncă, sau poate superficială, sau chiar greșită. De aceea, generalizând ideea înțelegerii a ceea ce citim, trebuie să punem problema foarte serios, pentru că Scripturile prezintă planul divin în desfășurarea lui în timp. Pe de altă parte, sunt atâtea aspecte la nivelul vieții de credință, activității bisericești, care ar trebui înțelese într-un consens, privite la fel, pentru a fi eliminate dezbinările. Iată ce scrie Pavel în 1 Corinteni 14, vorbind despre darurile Duhului Sfânt, o problemă și atunci și astăzi foarte controversată și neînțeleasă unitară. Spre finalul explicațiilor sale scrie de la capitolul 14, versetul 36 la 38. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns El? Adică cineva se poate pretinde a fi o unitate de măsură pentru Scriptură, să se șabloneze și neapărat toate lucrurile să fie înțelese prin filtrul său. Nu este așa. Dacă crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului, și apoi este foarte categoric, și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Deci, ar trebui să înțelegem, este un imperativ, dar din nefericire unii nu vor înțelege. Nici astăzi și unii nici până la sfârșit. În planul înțelegerii vreau într-o primă parte să extindem puțin problema acestor chestiuni, pentru ca să putem avea o înțelegere cât mai profundă, cât mai largă. Înțelegerea este o necesitate a comunicării. Dacă nu ne putem înțelege unul pe altul, degeaba comunicăm. Înțelegerea trebuie să se interpună în comunicarea interumană. Altfel, imaginați-vă că vorbește un african în limba lui. Hai să zic că pe europenii mai înțelegem. O buchisim cât de cât. Ar putea să vorbească săracul până când ar răguși. Și noi n-am rămânea cu nici o iotă, pentru că el vorbește o altă limbă. Comunicarea este foarte îngreunată, începând de la turnul Babel. Dar problema este și mai complicată, că dacă ar fi doar să nu ne înțelegem limbile, unul le învață și pe una și pe cealaltă,
o tălmăcește și iată am priceput și noi ceilalți. Cere doar un timp dublu. Dar problema așa are sens. Însă, se poate să vorbim aceeași limbă și să nu pricepem. În cartea Genesa, în capitolul 42, versetul 23, îl avem pe Iosif, despre care scrie în raport cu frații săi. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, că își vorbea cu ei printr-un tălmaci. El înțelegea de prima dată, dar îi se traducea pentru a nu fi deconspirată ideea urmărită de el. Așa ar fi ceva interesant, să pricepi cum a vorbit și apoi să-ți mai fie și interpretat și să fie o a doua asigurare că așa este. Dar dacă citesc în Matei capitolul 15, versetul 10, unde avem cuvintele Mântuitorului, observăm că oamenii pot să asculte, vorbind aceeași limbă. Credem că aramaica, pentru ei atunci. Și totuși a înțelege era ceva suplimentar. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis, ascultați și înțelegeți. Dar în raporturile dintre oameni, unele expresii sunt directe. De exemplu, dacă noi anunțăm, ridicați-vă. Și dacă nu pricepe cineva românește, l-apucă de mână careva de lângă el sau vede gestul și se ridică și el. Dacă îi zic vorba sutașului, unuia, vino. Vine, e simplu. Du-te. Se duce. Eventual să-i și spun unde. Făcut are lucru dacă îl definesc și totul este clar. Este o exprimare directă care se înțelege ușor. Dar există exprimări indirecte. Unele cu subînțeles, altele exprimate prin semne, prin coduri. Aici fac o precizare. Feriți-vă de vorbele cu două înțelesuri. Este normal să folosim expresii care trebuie tâlcuite. Când nu poți să-i spui cuiva pe direct ce ai vrea. Sau poate nu suport într-o formă tranșantă să îi pui în față un adevăr. Sau poate trebuie să-l priceapă numai acea persoană, nu și cea de lângă el. Și atunci îi spui, așa cum a zis Domnul către Iuda, ce ai să faci fără repede. Și ceilalți n-au priceput nimic. Că Domnul n-a dins. A vrut doar el să înțeleagă. Pentru astfel de cazuri citesc Genesa 23, de la versetul 14 la 16. Ceva foarte interesant, bun de practicat și astăzi. Iată contextul mai întâi. Sara, soția lui Avram, murise, el nu avea loc de cimitir și a intervenit la localnici să-i vândă o bucată de pământ. La cererea lui, proprietarul a fost gata să îl dea în fața celorlalți datorită reputației lui Avram de gratis, să îl doneze. Avram nu pretinde una ca asta. Și acum citesc de la versetul 14. Și Efrom a răspuns astfel lui Avram. Domnul meu, ascultă-mă. O bucată de pământ de 400 de sicle de argint, cât este aceasta între mine și tine în groapă, dar moartă. Avram a înțeles pe Efron. Și Avram a cântărit lui Efron prețul cumpărării despre care vorbise în fața fiilor Het. 400 de sicle de argint care mergeau la orice negustor. Adică, mergi și ceri cuiva o piesă. Ai nevoie pentru ea la mașină, el a cumpărat-o și nu a folosit-o. Și când îl întrebi, cât costă? Da, ce să costă, să suntem frați. Hai zi cât costă. Ce să costă? Am dat pe ea 10.000 de lei. Mare lucru. Atunci tu ai înțeles. Hai, 10.000. El nu ți-a spus direct. Dacă nu vrei să-i dai banii, nu-i dai. Dar dacă vrei, ai înțeles și i-ai plătit-o. Sau poate consideră că datorită inflației trebuie să ajustezi prețul. O altă referință, Iosua, capitolul 4, de la versetul 21. Trecuseră Iordanul și la porunca Domnului prin Iosua luaseră niște pietre din Iordan pentru a le clădi la Gilgal. Și mi s-a spus, privind la generațiile viitoare, când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinților ce înseamnă pietrele acestea, să învățați pe copiii voștri și să le spuneți, Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat. Sunt atâtea semne, fie ele în natură, ca niște borne, fie ele în anumite înscrisuri. Trebuie să le cunoști. Un exemplu ușor de înțeles este codul rutier. Ce ar însemna să fie care semn să scrie? Toate regulile care trebuie să aplicate
atunci când întâlnesc semnul respectiv. Dar le-a intrat oamenilor în uz și îl știu. Îl știu și cei care n-au permis de conducere. Pot să fie și interpretări greșite. De exemplu, în traducerea Cornilescu, pentru a identifica mai bine relațiile dintre referințe, există o steluță, două steluțe, apoi urmează o curciuliță. Și cineva care n-a știut a zis, ai văzut, băi? Și Biblia voastră are cruci, plină de cruci. De ce are a face cruciulița aceasta care este un semn de identificare a celor scrise care se află într-o relație de același subiect cu un simbol de ordin religios? Și de asemenea citesc din 2 Samuel, capitolul 12, de la versetul 18. Amintiți-vă mai întâi de situația lui David, imediat după rostirea pedepsei și copilul bolnav, pentru care el a stăruit în mod îndelung. A șaptea zi copilul a murit. Slujitorul lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul, căci ziceau, când copilul trăia, încă i-am vorbit și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem, a murit copilul? Are să se întristeze și mai mult. David a băgat de seamă că slujitorul lui vorbea un șoapt între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor să-i a murit copilul și ei au răspuns, a murit. Deci, a nu-i pune o problemă dură în față, făcându-l să înțeleagă indirect, îi face o treaptă intermediară. Să nu-l pui, cum se spune, direct în fața faptului împlinit, chiar dacă el este deja consumat. Îl ajuți, nebruscându-l. Dar și între Dumnezeu și oameni, înțelegerea este o necesitate. Uitându-ne la Dumnezeu, El vorbește și scrie. Așa e că îi semănăm. Dar trebuie să-L înțelegem. Citesc din Deuteronom, capitolul 5. Cum s-a comportat Dumnezeu când a luat legătura cu poporul? Și Dumnezeu este același. Versetele 1 și 22. Moise a chemat pe tot Israelul și i-a zis, ascultă, Israele, legile și poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru, învățați-le și împliniți-le cu scumpătate. Și 22. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului din nor și din negură deas, și le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Deci când Dumnezeu a vorbit, El s-a adresat clar, cu voce tare, să audă toți, ba încă s-a făcut înțeles și prin volumul și tonalitatea vocii, să le fie clar. Să nu spună vreunul dacă, de exemplu, sunt două nume apropiate. A strigat pe unul sau pe altul. Să știe clar. Apoi, le-a scris pe două table de piatră și mi le-a dat. Deci Dumnezeu ține foarte mult. L-a se exprima corect, l-a scrie corect, pentru a fi înțeles ca atare. Atunci când Dumnezeu i-a vorbit micuțului Samuel, el a repetat de câteva ori. Samuele, Samuele, el n-a înțeles, mai întâi mă refer la copilaș, bătrânul și-a dat seama și l-a pregătit pe Samuel, zicându-i, vorbește, Doamne, că jrobul tău ascultă. Deci, dacă Dumnezeu este preocupat să-L înțelegem, s-ar cuveni și noi să fim atenți să-L înțelegem. Dumnezeu se explică pe sine, se face înțeles. Dar nu ne spune totodată. El se descoperă limitat. În Deuteronom 29:29 este scris că lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale urmașilor noștri, dar cele ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Avem noi uneori multe întrebări. Ba încă nici nu le-am luat la rând, dar Dumnezeu nu este dispus să răspundă la orice și să informeze pe oricine. El se descoperă în mod progresiv, după regulile sfințeniei Lui, după etapele planului de mântuire. Și ca suport acestor afirmații citesc din Iov, capitolul 37, versetul 5. Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat. Face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. Aici se referea la fenomenele naturii. Astăzi înțelegem mai multe ca atunci. Dar tot nu le înțelegem pe toate. Tot nu putem înțelege la toate
fenomenele care se derulează, sub ce legi, sub ce impulsuri iau ființă. Anumite fenomene sunt percepute de oameni, nu sunt controlate într-un mod total. Dar, după cum este scris în psalmi, minunile lui Dumnezeu sunt mult mai multe decât putem noi să evaluăm, să determinăm sau să-L imităm, să le reproducem. Dar unele le putem înțelege. Trec la Daniel capitolul 9, de la versetul 22. Și acum vă rog, gândiți-vă cât efort depun oamenii ca să înțeleagă fenomene fizice, chimice. Dacă s-ar depune astăzi pe glob tot atâta interes și s-ar aloca tot atâtea fonduri, sau mai exact, tot atâta timp, că nu neapărat banii sunt o investiție aici, în a-L înțelege pe Dumnezeu în plan spiritual, oamenii ar fi mult mai aproape de voia lui Dumnezeu. Dar este atât de puțină preocupare. Citez acum, 9:22-23. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Cum? Un om de o inteligență sclipitoare ca Daniel avea nevoie să-i fie luminată mintea? Continui. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să-ți ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Deci, profetul a avut nevoie de un mentor superior pentru a-i destăinui aspectele codificate ale planului Dumnezeu. Rămânând în profeți, citesc din Ieremia 23, versetul 20. Referința de aici combină în conținutul ei elementele spirituale cu cele de ordin istoric, de altfel ele sunt interdependente. Mânia Domnului nu se va potoli până nu va împlini și va înfăptui planurile inimii Lui. Veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremilor. Câtă trudă au depus profeții Vechiului Testament să înțeleagă evenimentele venirii Domnului. Observați câtă trudă este astăzi să pricepem derulările apocaliptice. Nici atunci, nici astăzi, părerea mea cel puțin, nu pot fi înțelese într-un mod total. Dar în cursul vremurilor le vom înțelege. Și am mai spus, unele sunt suficient pentru a le înțelege în momentul derulărilor. Adaug și Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la versetul 31. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul Omului se va împlini. Exact, ideea anterioară. Căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu noi, le vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri. Căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Dar a fost suficient să rețină. În viitor a venit și vremea înțelegerii. Asta despre descoperirea progresivă a lui Dumnezeu. Și continuând ideea, continui și citirea din Ioan 12, de la versetul 16. Să vedeți diferența de timp dintre momentul auzirii acelor cuvinte și cel al înțelegerilor. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre ei și că ei le împliniseră cu privire la El. Vreau să trecem la partea a doua, care este cea mai aplicativă. Înțelegerea este o realizare a Duhului. Înțelegerea în sens de interpretare, nu de împăcare. Astfel, o exprimare, o vorbire, o scriere, poate fi înțeleasă sau neînțeleasă. Dar noi ne vom referi acum strict la a înțelege Scriptura. Că nu o înțelege noi exact pe politicieni, sau că nu vom putea să percepem suficient evoluția pieței în plan economic. Vin și trec. Dar veșnicia nu este comparabilă cu lucrurile vieții acesteia. Scriptura trebuie înțeleasă, că dacă nu înțelegem, ne-am pierdut. Așa spunea Petru în epistola sa, cea de-a doua, capitolul 3, de la versetul
15. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Deci, aspecte referitoare la mântuire sunt grele de înțeles, parte din ele. Dar dacă nu le vei interpreta corect, te pierzi. Și uitându-ne pe teren, prin biserici, sau văzând diferențe dintre biserici sau dintre denominații, se văd atât de clar înțelegeri diferite. Iar dacă există înțelegeri la 180 de grade una de alta, e suficient și la 90. Nu pot să meargă ambele sensuri în direcția cea bună. Hai să zici o mică toleranță, un unghi, o elasticitate, dar nu ceva foarte categoric diferit. Aici voi începe de la cartea prorocului Isaia, capitolul 6. Pentru că aceste cuvinte sunt preluate de Mântuitorul și de Apostolul Pavel și prin ele se explică de ce unii nu înțeleg. Și despre ei a zis Pavel, cine nu înțelege, să nu înțeleagă. Isaia 6, începând cu 9. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Extraordinar. Să-și auzi și vezi și să nu-ți dai seama. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Este acesta planul lui Dumnezeu? Să-l bandajez la ochi, să-i astupi urechile și să-i faci inima insensibilă, împietrită. Să nu înțeleagă. Mai adaug tot din profeți, Osea 14:9. De aici deja se desprinde o idee pe care o vom vedea clar conturată în Noul Testament. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri, cine este priceput să le înțeleagă, căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Deja se face o legătură explicându-se că doar cei drepți, cei pricepuți, că nu uitați că știința sfinților este priceperea, deci cei sfinți au șansă să înțeleagă, dar cei care se răzvrătesc cad. Și acum trec la cuvintele Mântuitorului din Matei 13. Eu am fost întrebat pe aici pe acolo, mereu asupra versetelor de aici, care apar și în celelalte evanghelii cu ocazia inscripționării pildei cu sămânța, de la versetul 13. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi și nu veți înțelege, veți privi și nu veți vedea. Și dacă ați reținut din Isaia, acolo v-am citit de la versetul 10, astupă-le ochii, urechile, ideea este a lui Dumnezeu să-i facă să nu înțeleagă sau este vina lor? Că inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tar la urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Iată un aparent contrast. În Isaia am citit că Dumnezeu le-a închis ochii, aici scrie că ei și-au închis ochii. Care este adevărul sau care este mai exact ordinea închiderii ochilor? Să nu credeți că doar Evanghelia aceasta vorbește așa. La fel spune, de exemplu, și Luca în 8:10, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalte se vorbește în pilde, ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Deci, unii nu înțeleg prin felul cum sunt exprimate lucrurile. Adică dacă ar fi fost puse direct, ar fi înțeles toți, dar sunt prezentate sub formă de pildă, de tâlc, pentru ca să nu înțeleagă numai unii. Dar de ce înțeleg numai unii și ceilalți nu? Acum deschideți cu mine, și aici este foarte important, Fapte 28, de la versetul
26. El zice că se referă la profeția lui Isaia, cum de altfel se vede foarte clar. Du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Și pentru a înțelege clar ce a zis Pavel aici, vă rog să vă uitați la tot ce s-a întâmplat. Pavel a ajuns la Roma, s-a făcut o adunare a fraților și l-a început să le explice. De la 23, i-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui, le-a vestit în împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineață până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut, fiindcă ei au plecat acasă neînțelegere unii cu alții, căci neînțelegerea exactă va da neînțelegere între cele două părți diferite, și Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe, adică n-a avut alte explicații decât asta e ce a zis Isaia. Adică, unii nu vor să primească voia lui Dumnezeu așa cum este ea, și dacă nu vor să o primească așa cum este și se facă n-aud, se facă nu văd, intervine o a doua operație. Și atunci Dumnezeu zice, da, las că atunci vă fac eu să nu mă auziți deloc. Nu vedeți? Las că vă iau vederea. Ioan 9. Cuvinte spuse de Mântuitorul cu ocazia vindecării orbului din naștere. De la versetul 39. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă. Adică dacă cineva n-avea posibilitatea și capacitatea să înțeleagă și să vadă, Domnul îi deschide ochii și tu te minunezi și dai dreptate lui Dumnezeu. N-ai văzut până atunci, dar încă una. Și cei ce văd, să ajungă orbi. Adică ei vedeau că Mântuitorul e adevărat, vorba lui Nicodim, că nimeni nu poate face ceva numai decât de la Dumnezeu. Ei știau de unde vine botezul lui Ioan. Mă, nu putem vorbi. Nu puteți vorbi? Las că vă fac, nici să nu mai înțelegeți nimic. Unii din farisei care au lângă el când au zis aceste vorbe, au zis, dar nu fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, adică dacă n-ați fi înțeles deloc până acum, n-ați avea păcat și eu v-aș lumina. Dar acum ziceți, vedem, ei de acum nu o să mai vedeți. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Nu-i drept Dumnezeu? Adică dacă cuiva este foame, ia o comparație. Dumnezeu nu-l ține să moară de foame, îi dă să mănânci. Dar dacă la unul îi pune mâncarea pe masă, zice, a, gustă puțin, nu-mi place, nu-i bună. Nu-ți place? Las că ți-o iau. Și de acum o să știi mânca, dar nu o să ai ce. Ai fi avut, dar nu o să mai ai. Deci Dumnezeu este drept în hotărârea sa. De aceea vă spuneam că cei ce nu înțeleg nu vor fi mântuiți. Pentru că ei, de fapt, nu vor să înțeleagă. Nu că n-ar putea să înțeleagă. Nu că nu vrea Dumnezeu să le explice. Ei nu vor așa cum le explică Dumnezeu. Vor altfel, altfel nu este. Ori așa, ori deloc. Nu-L învățăm noi pe Dumnezeu. Trebuie să-L lăsăm să ne învețe El pe noi. Amin. Și mai adaug 2 Corinteni, capitolul 4. Pentru a vedea întreg spectrul luminii și totodată domeniul întunericului. Citeți de la versetul 2. Ca unii care ne-au lepădat meșteșujile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vredni să fim primiți de orice cujet omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă evanghelia noastră este acoperită, unii nu o văd, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeului viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Deci, nu sunt vinovați numai oamenii că nu văd. E rolul diavolului în întunecimea care rămâne peste ei. De aceea omul ar trebui să se împotrivească diavolului. Numai astfel va putea să dobândească o învățătură curată, o înțelegere corectă. Altfel, rămâne în ignoranță sau într-un concept fals. Iar înțelegerea corectă se realizează într-o minte deschisă și curată. De fapt, este o făgăduință a lui Dumnezeu că ne va lumina mintea și ne va face să înțelegem. El s-a angajat să ne ofere asistența aceasta. Nu priceperea noastră determină adevărurile, să strigăm Evrica. Nu! Noi când ne sunt descoperite adevărurile, strigăm slavă lui Dumnezeu. Că ne-a descoperit voia sa, ne face lumină,
Nu noi producem curentul de la care avem lumină, noi ne racordăm la sursă. Lumina ne vine de la Dumnezeu. De aceea trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, cu credință, cu sfințire. Dacă te depărtezi de Dumnezeu, numai se aude înfundat, încurcat, tot nu ți este clar, toată viața învață și n-ajungi niciodată la deplină cunoștința adevărului. Iar dacă te depărtezi de tot, pe aceeași lungime de unde tu auzi altceva. Și ție sună altfel. Cine se apropie de Ierusalimul de sus, o să audă bătăile inimii lui Dumnezeu. O să înțeleagă pulsul vremii, dar care se îndepartă, o să-i sune ceasul tot pe invers, până când o să se trezească la ceasul judecății. Vă citesc mai întâi din Ieremia 24, versetul 7, unde este făgăduința aceasta parcă venită să anuleze sentința dată prin Isaia, că nu vor înțelege. Iată ce zice aici. Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul, ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Atunci înțelegem. Altfel, nu. Daniel 12:10. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Este o ordine tehnică aici. Trebuie curățiți, albiți și apoi lămuriți. Unii ar vrea să fie lămuriți, până nu sunt curățiți, până nu sunt albiți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege. Dar cei pricepuți puteți substitui, dar cei sfinți vor înțelege. Adică un copil care vrea să asculte pe tata și pe mama, numai în șoaptă să-i strige. Ionică, oare ai putea să te duci, aduci ceva? Dacă el este dispus să asculte și dacă nu m-a auzit că tata sau mama vor să-l pună să facă ceva, cere el lămuriri și va executa imediat. Dar dacă nu vrea să facă și ai vorbit încet, probabil dacă este și mai insensibil, va spune, n-am auzit. Sau apoi va spune, a, n-am înțeles, mă duc, dar nu chiar acum. Și dacă oamenii în relația cu Dumnezeu își permit să facă așa, Dumnezeu va spune într-o zi, nu vrei tu să vii când te-am chemat să te mântuiesc. Lasă că o să strig și o să înțeleagă altul mai repede ca tine, vino la mine, că tu n-ai înțeles când am strigat pe tine. Adunările de astăzi sunt constituite pe fondul sinagogilor, care își au originea în împrăștirea poporului evreu. Ei rămăseseră fără templu și astfel s-au adunat în comunități locale pentru a asculta legea. Haideți să citim din Neemia 8. Despre unul din momentele din vechime și felul în care li se predica Scriptura și ei înțelegeau. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a dus legea înaintea adunării alcătuite din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă, adică toți care aveau capacitatea intelectuală necesară recepționării și tratării informației respective. Versul 3. Ezra a citit în carte de dimineața până la amiaza, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Iată cum, de altfel, este o realitate dovedită și la școală, se poate vreo 6 ore, mici pauze, să tot asculți și să înțelegi. Iar în versetul 8 scrie, ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu. Este foarte importantă predicarea sau studierea detailată, clară, ajută la înțelegere și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Și 12, și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea băuturi dulci. Și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult, căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Deci când înțelegi Scriptura, poți să fii ore în șir, nu te obosești, ești destins. Dacă n-ai înțeles, te poți trezi cu dureri de cap sau cu supărări, cu frământări. În asemenea stări, dacă totuși un cuvânt de la Dumnezeu, trebuie să rămânem în frământare ca Daniel, zile, săptămâni, până când vom înțelege, în mod special descoperirile, sunt mai greu de tâlcuit. Dar asta cu predilecție pentru cei cu chemări speciale. Citesc și din Noul Testament, din Luca 24, versetul 45, unde se face referire la explicațiile Domnului de după înviere adresate ucenicilor. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Am citat adineaori că nu era vremea înainte de răstignire să priceapă tot. Dar astăzi este vremea să pricepem tot? Este. Ne
Oprim acum în Ioan, capitolul 6, de la versetul 48. Fac mai întâi o mențiune. Fiecare predicator are stilul său. Fiecare proroc are cuvintele lui specifice și nu poate proroci decât cu vocabularul lui. Dar dacă suntem sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, noi vom înțelege. Și nici nu trebuie să ne trudim să explicăm oamenilor cu atâta trudă omenească, pentru că va fi o zbatere ca unui pește pe uscat. De fapt, Scriptura se înțelege nu numai pe baza logicii și a unei exprimări literare corecte. Scriptura se înțelege în primul rând pe fondul inspirației Duhului, vorbind o limbă, mă refer românește, sau altă limbă corectă. Că dacă vorbesc chinezește, puțin probabil să vă dea Duhul Sfânt dumneavoastră înțelegerea să înțelegeți ce spun. Eventual, dacă e vorba de interpretarea limbilor, dar asta e doar un fragment, cel mai bun caz. De asemenea, dacă cei răi sunt sub influența diavolului, ei nu înțeleg. Asta îmi este explicația de ce Mântuitorul, așa cum a spus, vorbeam pilde, de ce nu le-a explicat mai clar anumite lucruri? Le spunea cu cuvintele, așa cum zicea el, venite de la Tatăl. Unii pricepeau, alții nu pricepeau. Și el a zis, dar de fapt ăsta e semnul. Pricep care sunt sub călăuzirea Duhului Dumnezeu, ceilalți nu o să priceapă. Vorba lui Avram din pildă. Nici dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor înțelege mai mult. Domnul aici, de la versetul 48, le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Apoi le-a zis, de la versetul 51, eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi dau este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Ei au înțeles literal. Întorc pagina de la 60. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o suferă? Dacă ar fi vorbit-o vreun apostol chiar, am putea să comentăm zicând, putea să găsească alte cuvinte. Dar nu-i putem imputa Mântuitorului că de ce n-a formulat aceste idei cu alte expresii? Pentru că el știa ce zice. Din potrivă, e o dovadă clară că le-a lăsat codificate. Iisus, care știa în sine că ucenicii se-i cârteau împotriva acestei vorbiri, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă veți vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, dar dacă vă spun una mai grozavă, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic, cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Memoria umană e carne, fie ea cea mai performantă carne, dotată cu toate sistemele umane care sunt în creier. Dar dacă nu-i Duh, poți să fii supradotat omenește, nu înțelegi nimic. Că dacă ar fi să înțelegi doar pe bază de înțelepciune omenească, pe primii ar fi la mântuire deștepți lumea acesteia. Dar Domnul Iisus a rugat și a zis, Doamne, de ele ai ascuns și mai degrabă te-ai descoperit pruncilor. Nu că și ei n-ar putea fi mântuiți, numai că și ei au nevoie de Duhul lui Dumnezeu, nu doar oamenii de rând, toți. Duhul este acela care dă viață. Doamne, dă-ne Duhul și dă-ne viața. Dacă vom înțelege, așa cum am spus, vom fi mântuiți. Dacă vom avea mintea sănătoasă, planul mântuirii va fi pentru noi ceva inteligibil, îl vom pătrunde, îl vom putea reține. Dacă nu, nu. De aceea sunt atâtea abateri, atâtea erezii formate de învățături false, de secte. Cad ori într-o extremă, ori într-alta, că nu înțeleg. Zice Iacov în epistola sa, vrei dar să înțelegi că, zice el, credința fără fapte este moartă. Unii nu înțeleg. Cum să înțeleagă dacă nu vor să facă și fapte? Și cred că toată mântuirea ține de un concept ideologic. Fie el numit credință. Vrei să înțelegi? De asta depinde mântuirea. Dar nu numai mântuirea. Și răsplata. Pentru că dacă vei înțelege, vei face lucrarea lui Dumnezeu mult mai bine. Dacă nu înțelegi, nici nu știi să o faci. Deja te pun la o mașină sofisticată, la una computerizată, dar tu nu știi să lucri. Ai putea face o treabă, să lucri într-o zi cât alții într-o lună. Dar dacă nu știi să umbli cu ea, te-ai încurcat. Pavel era într-o nedumerire, vroia să meargă în misiune, la a doua călătorie misionară. Unde se merg? Acolo a văzut prin Duhul o interdicție, dincolo nu era voie și a avut o vedenie în fapte 16:10. Și zice Pavel, după vedenia aceea am înțeles că trebuie să mergem în Macedonia să le vestim Evanghelia. Doamne, ajută-ne și pe noi să înțelegem. De exemplu, mie mi-a făcut Domnul o făgăduință pe care o prețuiesc tare mult.
ca să mă ajute. Pentru a nu mă încurca unde să mă duc, pentru că sunt locuri în care trebuie să mă duc și altele în care nu trebuie să mă duc, mi-a făgăduit că îmi va face semnele luminoase, ca să înțeleg mai ușor unde să mă duc și unde să nu mă duc, când e voie, când nu e voie. Și efectiv am simțit ajutorul acesta la nivelul Duhului pentru a percepe mai ușor direcția și timpul unor lucrări. Aici vreau să vă dau două versete din Proverbe, 29:7, ca să vedeți că înțelegerea vă ajută în lucrare, nu doar la mântuire. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate să o priceapă. Deci dacă explicăm, este nevoie să ajutăm pe un om necăjit, cei care sunt pocăiți o să priceapă că trebuie ajutat, iar dacă eu am fost înșelat în timp ce vă explic, dumneavoastră veți pricepe în a ști ce să faci, în planul ajutorării, de exemplu. Și încă un verset frumos, Proverbe 20:24. Domnul îndreaptă pașii omului. E vorba de mersul evenimentelor, de stările spontane care ne apar, fără să fie fost antecalculate de noi. Dar ce înțelege omul din calea sa? Dacă ai pornit pe un drum rău și Dumnezeu te-a reorientat pe direcția bună, ai înțeles măcar următoarea dată să nu mai mergi tot pe cel rău la gândul că dacă o fi rău, iar mă schimbă Dumnezeu. Nu, nu. Dumnezeu ți-a schimbat odată macazul, să știi tu altădată pe unde să mergi. Dumnezeu te-a scăpat odată ca să știi a doua oară să te ferești de pericol. Ce înțelegi omul din calea lui? Înțelegi că Dumnezeu te-a ajutat în drumul tău? Îl recunoști? Va fi de mare avantaj pentru tine în viitor? Și pentru că atâtea sunt de făcut în lucrare, adaug pentru cei implicați. 2 Timotei 2:7. E valabil pentru toți, și pentru păstori, și pentru proroși, și pentru cei care se ocupă cu ajutorările și cu slujirea. Înțelege ce îți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Ar fi un risc total să te apuci de lucrarea lui Dumnezeu dacă nu ne-ar face Dumnezeu să înțelegem, dacă nu ne-ar lumina mintea. Amintiți-vă de cazul Filip și Famenul. Famenul a avut nevoie de o înțelegere. Dar dacă nu venea Dumnezeu să-l facă pe Filip să-l ajungă pe Famen, înțelegea el ce lucrare ar fi trebuit să facă atunci? Observați că acolo se îmbină cele două. Înțelegerea necesară pentru mântuire, Famenul, și înțelegerea necesară pentru lucrare, Filip. Și închei, punctând două idei concluzive. Nu se poate înțelege fără să auzi. De aceea în Apocalips 1:3 este scris. Ferice de cine citește. Așa s-a intitulat lecția noastră. Cine citește să înțeleagă, deci mai întâi să citească. Ferice de cine citește. Are șanse să înțeleagă. Dacă nu citește, ce folos că ți-a venit acasă scrisoarea de informare, SMS, să ridici banii. Orice favor ar fi scris în ea, dacă tu nu citești, ca și cum nu ți-ar fi fost trimis. Dar nu se poate înțelege și dacă citești, decât dacă ești luminat de Duhul lui Dumnezeu. Și revin din nou la cuvintele Mântuitorului Ioan 8, de la versetul 43. El întreba, pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Deci nu sunteți dispuși să-mi ascultați cuvântul, de aceea nici nu o să înțelegeți. Voi aveți de tată pe diavolul și mai degrabă vreți să împliniți poftele tatălui vostru? Versetul 45, iar pe mine pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Deci cum să înțelegi adevărul când îți place minciuna? Cum să înțelegi sfințirea când îți place necurăția? 46. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele mele, de aceea voi n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Doamne, vrem să te ascultăm pe tine și vrem să fim una cu tine. Și un ultim verset, 1 Corinteni 2:14, care exprimă într-un mod foarte clar concluzia unică a acestor aspecte discutate. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Doamne, lasă Duhul Tău peste noi, să ne sfințească,
Și atunci vom și înțelege, vom și pricepe, ne vom apropia de tine și ne va fi drag adevărul tău, te vom iubi și pe tine, Doamne, și cuvintele tale, iar cât despre ceilalți care sunt încă în întuneric, hai să nu zicem încă așa ca Pavel, și dacă nu înțeleg, să nu înțeleagă, să zicem, Doamne, mă așteptăm puțin și tu mai ai încă răbdare, fă-i să înțeleagă, că oricum în final tot așa va rămânea, dacă nu înțeleg, să nu înțeleagă. Dar până un altă, cine citește, să înțeleagă. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.